Economia românească va înregistra un avans de 3,3% în acest an și de 3,8% în 2025. Sunt previziunile din cel mai recent raport privind perspectivele economice globale publicat de Banca Mondială. Instituțiile financiare internaționale par să aibă încredere în guvernarea lui Marcel Ciolacu și prevăd o creștere economică peste așteptări în perioada următoare. Banca Mondială previzionează în raportul său publicat marți că economia românească va avea până la finele acestui an un avans de 3,3%, urmând ca în 2025 creșterea să fie de 3,8%. Cifrele din raportul Perspectivele economice globale emis de Banca Mondială certifică previziunile celor de la BERD. Potrivit celor de la Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare, PIB-ul României ar urma să înregistreze un avans de 3,2% în acest an, similar estimărilor din luna septembrie 2023, iar creșterea ar urma să accelereze la 3,4% anul viitor. Previziunile vin în contextul în care investițiile nete realizate în economia națională au însumat aproape 35 de miliarde de lei în primul trimestru din acest an. Potrivit datelor publicate de Institutul Național de Statistică, vorbim despre o creștere cu 6,7% comparativ cu trimestrul 1 din 2023. De asemenea, primele date privind comerțul internațional al României pentru trimestrul al doilea al acestui an indică o revenire semnificativă cu creșteri de două cifre atât la importuri cât și la exporturi. Datele referitoare la importuri sunt strâns legate de avansul consumului intern, reflectat mai ales în creșterea vânzărilor cu amănuntul, care au înregistrat de asemenea creșteri de două cifre în aprilie.